Veneciora, primului mare derby din campionatul național de handbal al junioarelor 1. Bun găsit de la Sala Energetic, aici unde vom asista la jocul dintre ocupantele primelor două locuri în clasamentul uneia dintre cele trei grupe valoare, noua denumire a fazei semifinale. După trei etape, Energetic Râmnicu-Vâlcea ocupă poziția secundă și este la numai un punct în urma liderei CSM Târgu Mureș, astfel că astăzi se poate produce rocada în clasament. Întâlnirea va fi condusă de cel mai valoros cuplu de arbitre la nivel european, Diana Florescu, Ana Maria Stoia. Primul atac al partidei a aparținut liderei, echipă antrenată de Mihaela Evi, secundată de Daniel Pop și Claudiu Evi. Monica Bărăbaș a avut șansa deschiderii scorului, dar s-a opus Ioana Fulgescu. Nici gazdele nu și-au fructificat atacul, iar la acțiunea următoare, mureșencele au trecut la conducere după golul înscris de Flavia Munteanu. Andreea Târșoagă a dublat avantajul liderei, după care Andreea Preduca a redus din handicap. După un nou gol al oaspetelor, Dalia Dobromir a marcat pentru 2-3. Sara Hdarie și apoi Carla Lăcătuș au dus echipa din Târgu Mureș la 3 lungimi, dar Carina Ciui și din nou Dobromir au readus trupa antrenorului Ionel Gheorghe la un singur gol. Monica Bărăbaș a dublat diferența, după care Flavia Munteanu a înscris consecutiv de 2 ori și la jumătatea primei părți mureșencele conduceau cu 8-4. 2 reușite în contul Carinei Ciui, prima din aruncare de la 7 metri, a doua din acțiune, urmate de golul înscris de Andreea Preduca, au făcut ca diferența să fie din nou minimă. Flavia Munteanu a dublat avansul, dar a marcat și Andreea Preduca. Din nou gol Munteanu, dar Vâlcea a ținut aproape la reușita Mădălinei Ancuța. Pentru Târgu Mureș a urmat o aeriană lansată de Monica Bărăbaș și finalizată cu succes de Andreea Târșoagă. Sara Hdarie și-a dus echipa la 3 lungimi, dar Elena Popa și Mădălina Ancuța au limitat din nou ecartul. Monica Bărăbaș, Flavia Munteanu și din nou Bărăbaș au marcat succesiv și mureșencele au început să se distanțeze. Până la finalul reprizei, vâlcencele au înscris numai 2 goluri, oaspetele au punctat de 5 ori, astfel că la pauză tabela de marcaj indica 13-20. Chiar dacă echipa lui Ionel Gheorghe a marcat primele 2 goluri ale actului secund prin Mădălina Ancuța, respectiv Carina Ciui, lidera a pus stăpânire pe joc, a făcut o repriză perfectă, la capătul căreia a obținut o victorie mai mult decât clară la 12 goluri diferențe. 26-38. Ce ne poți spune despre meciul de azi? Am jucat cât de bine s-a putut, am fost o echipă unită, fiecare și-a adus aportul la joc și a fost o victorie frumoasă. A fost un meci destul de accesibil, dar nu trebuie să ne subestimăm adversarul. Tot timpul trebuie să fii serios cu fiecare adversar și să iei meciul cât mai tare, ca și cum ar fi o finală. Păi eu zic că ne-am descurcat bine. Și în apărare, fetele în atac au atacat fiecare culoare și cred că a fost bine, a mers mingea bine. A fost un meci frumos în care ne-am simțit bine și ne bucurăm că am câștigat și am reușit să jucăm cum putem noi, la nivelul nostru. Cum a fost pentru dumneavoastră meciul de azi? Ne așteptam să fie un meci greu pentru că echipa din Vâlcea erau la un punct diferență de noi. E și o luptă foarte strânsă pentru că anul ăsta s-a schimbat sistemul și se califică 2 direct la turneul final mai departe, deci ne așteptam că o să fie un meci tare. Ne bucurăm că nivelul ăsta a crescut la junioare 1 și vă dorim succes. Să ne vedem la turneul final împreună. Chiar dacă a pierdut derbiul cu prima clasată, Energetic Râmnicu-Vâlcea își păstrează șansele intacte la primele două locuri care duc la calificarea directă în turneul final. Ați pierdut din păcate, ce ne poți spune despre meciul de azi? Că a fost un meci foarte greu, am dat tot ce am putut, sunt mândră de echipa mea, dacă atât s-a putut, data viitoare vom face mai mult. Sperăm ca în continuare să facem meciuri cât mai bune, să avem doar victorii. Felicitări echipei mele și felicitări echipei adverse pentru victoria de azi. Un meci care, ce să vă spun, nu l-am jucat până la capăt, deci 100%. Am fost condus tot timpul, recunosc, lidera clasamentului, o echipă bună, așezată, bine pe picioare, puternică, în condițiile în care nu ne-a ieșit ceea ce ne-am propus. Șansele sunt în continuare de jucat, șansele le avem în continuare, avem meci la Cluj, ca să putem să rămânem locul 2. În etapa următoare, Energetic Râmnicu-Vâlcea va juca în deplasare la Viitorul Cluj, în timp ce echipa din Târgu Mureș va primi vizita formației LPS Slatina. Atât de la Sala Energetic pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu.